Cine timpul îndie, tra-la-la-la-la. Corala Viodele din Reghin își continuă activitatea după o istorie grea în spate. Cârma a preluat-o profesorul de muzică și chitară Ioan Cernea, care se poate spune că a adoptat grupul de muzică camerală. Formația este formată din femei, deși ar suna și mai bine și cu câteva voci masculine, spune conducătorul grupului. Corala Viodele a luat naștere acum mulți ani în urmă și a fost preluată de 2 ani de către profesorul Cernea. Deși participă frecvent la numeroase evenimente culturale din orașul nostru, membrii formației își doresc să poată organiza și un spectacol de sine stătător, doar cu melodii din repertoriul propriu. Cu toții preferă versurile marilor poeți, dar și liniile melodice ale compozitorilor ardeleni îndeosebi. Muzica de ciuper, nu te-am să-mi asui la cer.